Bun găsit, dragi prieteni, din sala polivalentă a Clujului, o citadelă universitară și de cultură a României, care organizează în această perioadă un eveniment sportiv de amploare mondială. Este vorba de campionatele mondiale de footnet, popularul sport tenis cu piciorul, în formă competițională, aprobată la nivel internațional, așa se numește. Sunt Cristian Frisc și vă invit să batem împreună un record, deoarece, grație Lux Sport, vor fi numai puțin de 12 ore de transmisie directă de la sala polivalentă, câte 4 ore în fiecare zi. Astăzi este uvertura campionatelor mondiale și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră să notăm împreună, așa cum spuneam, o premieră istorică. În scurt timp va începe festivitatea oficială de deschidere a competiției. Aș spune că sunt 19 țări prezente la competiție. Se vor juca probe de simplu, dublu și triplu. Pe parcursul orelor în care vom fi împreună, voi avea și invitați între meciuri. Programul se anunță a fi unul foarte spectaculos. Locația este mai mult decât potrivită pentru o performanță sportivă. Sunt și ceva spectatori. Să ținem cont că astăzi este încă zi lucrătoare. Programul unităților încă nu s-a încheiat. Dar mâine și poimine sunt convins că nu doar clujenii, ci românii care se află în zona Ardealului vor veni și vor observa această competiție, care este una valoroasă pentru România, pentru Cluj. Asociația care organizează această competiție este Asociația Footnet România, în colaborare cu UNIF, Asociația Internațională care se preocupă de footnet. Iată și imagini din tribună. Să facem cunoștință și cu lotul echipei naționale a României, cei care ne vor reprezenta în probele de simplu, dublu și triplu. La simplu a fost titularizat Ioan Creț, care joacă la Footnet Oradea. El este de altfel și primul dintre români care a intrat în teren. Mai devreme i-am văzut pe arbitrii, o altă echipă implicată, să spunem așa. Ioan Creț l-a învins pe reprezentantul Poloniei în două seturi cu 11-6, 11-7. Simplistul din Polonia se numește Lucas Friciak. La dublu, tricolorii se bazează pe Alin Bălan de la JSF Cluj-Napoca, Florin Bozga, tot de la JSF Cluj-Napoca, și Tiberiu Ostian de la Victory Cluj. Acesta este și capitanul echipei. La triplu sunt trei care vor juca în teren, plus încă doi jucători de rezervă, Alin Bălan, Florin Bozga, de care deja am vorbit, de la JSF Cluj, cu echipieri acolo, Silviu Crișan, care joacă la Simex și Neul Silvaniei, la fel ca și Emil Borz, și Ioan Creț, cel pe care îl regăsim după ce abordează proba de simplu. Sunt 19 țări care participă la competiție, le voi enumera: Cehia, Coreea de Sud, Spania, Slovacia, Danemarca, Irak, Ungaria, Polonia, Italia, România, Franța, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Bulgaria, Republica Moldova, Columbia, Irlanda, Elveția și Austria. Așadar, reprezentare de pe aproape toate continentele. Avem Asia reprezentată, avem America de Nord, America de Sud, Europa, bineînțeles. Cele care lipsesc sunt Africa și Oceania, dar oricum este foarte bine în continentele respective, în părțile de lume de care am vorbit, se știe, poate că sunt și unele probleme de ordin financiar care au împiedicat echipele să ajungă să dispute un campionat mondial. Vom folosi forma la plural, campionatele mondiale, deoarece sunt trei probe, vor fi trei podiumuri distincte care se vor determina. Campionat mondial este la simplu, la dublu și la triplu. Noi însă avem campionatele mondiale care se pregătesc să introducă în teren jucătorii de la cele 19 reprezentative care au venit la Cluj-Napoca. Important este că toate cele 19 echipe participă la toate probele, la toate cele trei probe. Nu există sincope în program. Cred că este momentul ca eu să cedez microfonul pentru crainicul sălii și să urmărim împreună ceea ce se întâmplă, deoarece festivitatea oficială de deschidere a campionatelor mondiale de footnet ediția 2018 Cluj-Napoca a început.
și respectul tuturor fanilor, o ocazie fantastică de a vedea multe talente de venire și viitoarele stele ale acestui sport. Tot ce vă putem vorbi de noi, mâine din acest aici, în sala polivalentă, o experiență extraordinară. Cluj-Napoca, orașul de sport, orașul sportului 2018, vă prezintă cu mare, mare drag campionatele mondiale de fotbal 2018. Aplauze, mulțumim! Și evident, hai să cunoaștem împreună pionii principali a acestui campionat mondial de fundă de la Cluj-Napoca, aici în sala polivalentă. Și o să cunoaștem rând pe rând echipele participante la acest campionat mondial, evident, în aplauzele voastre. Și începem așa! Începem cu echipa Austriei! Intrarea în scenă se face în ordine alfabetică, după cum observăm, aplaudăm Naționala de Fundeta Austriei.
anunțat prezența în aceste zile la Cluj-Napoca. Sunt bilete vândute acolo. Acum 2 ani Cehia a organizat la Brno campionatele mondiale. Am fost și noi prezenți, dacă vă aduceți aminte. România a cucerit atunci o medalie de argint la proba de simplu prin Georgel Bobiș. Locul 4 la dublu și locul al 5-lea la triplu. Georgel Bobiș, din nefericire, este accidentat. Nici colegii săi de la Tengo Salonta nu au fost selecționați pentru această competiție. Țări care vine din divizia B, Franța, Elveția și Ungaria, România în finalul acestei zile, inaugurarea campionatelor mondiale de fotbal de la Cluj-Napoca. Sunt 19 țări, primele 12 concurează în divizia A pentru medaliile mondiale, celelalte 7 sunt în divizia B, dar din cele 7, în urma preliminarilor care deja s-au desfășurat în dimineața acestei zile și parțial după amiază, 4 au avansat, au promovat în divizia A și continuă lupta teoretică, cel puțin, pentru obținerea unei medalii. Sunt și ei din ce în ce mai prezenți pe eșichierul competițiilor internaționale de fotbal. Iată și aici, sub feleag, au echipă completă, cum spuneam. Minimum 3 jucători trebuie să reprezinte o națională ca să poată acoperi toate probele. La simplu, va fi simplu, între ghilimele, pentru că este un joc pe care cu siguranță toți dintre dumneavoastră l-au practicat la un moment dat. În curtea școlii, în spatele blocului, la un grătar oriunde. În schimb, la dublu și la triplu veți vedea anumite tactici deosebite. Treluările necesită un rafinament tehnic aparte, la fel și la simplu.
unde nu este deloc ușor să poți găsești locul de teren unde nu se află adversarul, plasând o vinge mai mare decât la tenisul de câmp, pe o suprafață mai mică decât la tenisul de câmp. Și practic, ca să facem așa o mică sinteză încă din start, aș spune că footnetul sau tenisul cu piciorul, cum vreți dumneavoastră să acceptați termenul, reprezintă practic o combinație între frumusețea fotbalului și gentilețea tenisului de câmp. Luați-o ca atare și după 3 zile de competiție care se vor vedea pe micul ecran, aș vrea să îmi spuneți dacă am avut dreptate sau nu. Lux Sport este alături de campionatele mondiale de footnet de la Cluj-Napoca. În această competiție participă și echipa Italiei. Acum în scenă, mă bucur că vine și o țară dintr-o zonă de conflict. Se știe acolo, în Golful Persic, lucrurile din punct de vedere al liniștii nu sunt ideale. Însă, irachienii au avut tăria să trimită o echipă aici. Italienii, latini ca și noi. Spania va fi iarăși o țară interesantă de urmărit, pentru că se știe, fotbalul atât în Italia cât și în Spania este la cote maxime și sperăm ca la un moment dat footnetul să aibă și el interes major, calitate, deoarece veți vedea, este un sport foarte, foarte spectaculos. Vor fi și discursuri oficiale ceva mai târziu, vom avea oameni care vin din partea UNIF-ului, Asociația Internațională. Iată-l pe Emil Boc, primarul Clujului. Primăria și Consiliul Local Cluj au susținut din plin organizarea acestei competiții de dimensiune mondială. Vor veni și jucători de la CFR Cluj. Ei vor intra în teren și vor trimite mingea peste fileu. Ei sunt aici alături de noi. Îi vom vedea cât de curând în imagini pe Omrani și pe ceilalți pe care în mod normal îi vedem pe terenul de fotbal. Sistem olimpic, bine, într-un spațiu mult mai restrâns, pentru că nu avem atâta loc precum pe un stadion, pe o pistă, dar este arhi-suficient, zic eu. O competiție care stă să înceapă și pe care Lux Sport o transmite cu mare plăcere, prieteni. O competiție extraordinară și la care sper să consemnăm succese ale echipei României. Însă, oricum, cele două naționale provin din aceeași rădăcină. Footnetul la ei izvorăște dintr-un trunchi comun, din
din anii 20 ai secolului trecut, așa cum spuneam. Meciurile dintre Cehia și Slovacia, indiferent de probă, vor fi cele mai gustate, cele mai așteptate. Naționala Cehoslovaciei a fost una dintre cele mai puternice echipe în prima dintre organizațiile internaționale, IFTA s-a numit, cea care s-a înființat în anul 1987. Apoi a apărut o schismă, să-i spunem așa. Fotbal tenisul a mers pe partea lui organizatorică, în timp ce footnetul, o disciplină asemănătoare din punct de vedere structural, a luat crema cel mai bun și organizează competiții sub auspicii proprii. Corea de Sud, foarte aplaudată în urmă cu 2 ani la Brno, spuneam. Jucătorii agili, jucători tehnici. Sorin Bogdan este lângă Emil Boc, discută. Sorin Bogdan este principalul motor al acestei organizări. Practic, el a fost omul care a ținut cu tot din adinsul, a avut ambiția să organizeze o ediție de campionate mondiale la Cluj-Napoca. Eforturi de toate felurile pe care le-a făcut Sorin Bogdan, cei care sunt implicați sau măcar tangențial au idee, cunosc foarte bine justețea acestei afirmații. Ne pregătim de intrarea în scenă a tricolorilor, echipa națională a României. Acum este Spania, România urmează ceva mai târziu și va închide, practic, intrarea în arenă a echipelor participante. Asemănătoare. A, și apropo, România vine la această ediție de campionate mondiale din postura țării care deține trofeul Liga Națiunilor, se știe. Chiar am avut și noi o partidă pe Lux Sport, România-Cehia la Cluj-Napoca, 3-2, victorie istorică pentru naționala română, sigur, într-o altă configurație cu jucătorii de la Tengo Salonta în componență. Apoi, chiar la Salonta s-a jucat și partida contra Slovaciei, câștigată 4-1, două victorii din două meciuri posibile și România a cucerit trofeul. Să sperăm că performanța respectivă va fi dublată de o alta asemănătoare aici, în polivalenta clujeană. Ucrainienii intră și ei în arenă. Spuneam că deja s-au disputat partide în dimineața acestei zile. N-are rost să înșirui rezultatele, pentru că sunt oricum foarte multe. Însă, bineînțeles, pe parcursul zilelor de transmisiune vă voi oferi chintesența a ceea ce înseamnă tenisul cu piciorul la nivel competițional, atât cât mă pricep, desigur, și eu. Este aici, în zona promovată de Cluj-Napoca, este
notă pe care vă rog să o rețineți. Joacă pentru americani Călin Tarău, George Tarău, sunt frați, Nicușor Marmaliuc și Marius Trenchea. Toți patru sunt români stabiliți peste ocean și care între timp au dobândit cetățenia americană. Nicușor Marmaliuc chiar a fost medaliat pentru România la campionatele mondiale din Brazilia 1996. El juca dublu și triplu, s-a reîntâlnit în sală cu unul dintre foștii săi coechipieri, cu Tabarcea Petre, cel care este un spectator de lux, să zicem. Tabarcea Petre, poate îl vom vedea și pe el în imagine, este tatăl lui Adrian Petre, internaționalul de tineret care joacă la naționala lui Rădui. Tabarcea Petre a venit să-și vadă fiul la partida cu Belgia, 3-3 joi, și a rămas pentru fitness, pentru sportul care l-a consacrat. România intră în arenă să facem încă o dată cunoștință cu jucătorii noștri care ne vor reprezenta la această competiție. Alin Bălan, Florin Bozga și Tiberiu Ostian, toți vor juca la dublu. Ioan Creț, care va juca la simplu, iar la triplu Alin Bălan, Florin Bozga, Silviu Crișan, Ioan Creț și Emil Borz, antrenor Daniel Săsărman. Echipa arbitrilor, cea de-a 20-a din competiție, iată-o prezentă acolo. Probabil va intra și ea să fie aplaudată de către public. Participare record. Și 31 de minute. În normal, la ora 18 trebuie să înceapă acea primă partidă care este programată să fie televizată. În România s-a mai transmis prin 1991 sau 1992, nu mai rețin cu precizie. Postul public a transmis de la Arenele Progresul, tot așa, o ediție de campionat european care s-a organizat în capitală. Însă, în orice caz, Lux Sport, prin eforturile pe care le face, este clar mult peste ceea ce se întâmpla atunci. Intră în scenă Camil Plenic, președintele UNIF. Vreau să mulțumesc pentru eforturii organizatorilor. Îmi place să văd atâtea țări care au venit la Cluj-Napoca să concureze pentru medaliile mondiale. Vreau să mulțumesc în mod deosebit țării gazdă, România, pentru tot ceea ce a organizat aici, o ediție specială de campionate mondiale. Și personal domnului Sorin Bogdan, președintele Asociației Footnet România, pe care vă rog să-l aplaudați. Vă mulțumesc tuturor echipelor pentru că ați venit să participați, arbitrilor pentru eforturi. Și la asociația
cehă de fotbal. Orașul pe care îl manageriază. Discursul este în limba engleză, este o plăcere și o onoare deosebită să organizăm mondialele la Cluj-Napoca. Unul dintre cele mai importante orașe ale Transilvaniei, Clujul. Pentru câteva zile, Clujul devine capitala mondială a fundetului, lucru care mă bucură peste măsură. Un oraș citadelă universitară cu o vechime de 2000 de ani. Fiți bineveniți în România, în Transilvania, în Cluj-Napoca. Fraza de final l-ați înțeles-o cu toții, desigur nu e nevoie de traducere. Să câștige cei mai buni, succes tuturor echipelor implicate în competiție. Emil Boc primește de la Camil Klenic o plachetă. Clujul devine primul și singurul oraș care a găzduit campionate mondiale la toate cele trei categorii, seniori, tineret și fete. În 2016, tot la Cluj s-au, pardon, în 2015 la Cluj s-au organizat mondiale de fete și de juniori. Sorin Bogdan împânează o minge specială de footnet. Știm că ați făcut, nu știu, ați făcut efortul foarte mare să fiți aici în această turnomiază. Avem noua tricoul național, oficial. Tricoul oficial al echipei naționale a României ajunge în panoplia lui Emil Boc, număr simbolic, inscripționat numărul 1. Așadar, Emil Boc face parte din echipa națională de fotbal a României. Sunt cadouri pe care, cu siguranță, primarul Clujului le va pune într-un loc special al casei sale. Sorin Bogdan urmează să vorbească. Așa cum s-a întâmplat și cu alte ocazii, Camil Klenic și Emil Boc vor trimite mingea de fundet peste fileu. Emil Boc își dezbracă sacoul pentru a fi mai confortabil în această postură. Iată-l pe Emil Boc pregătindu-se să servească în diagonală, așa cum este regulamentul de singur. Serviciul este corect, preluarea lui Camil Klenic. Emil Boc pe piept, trimite din nou mingea peste fileu. Sala întreagă aclamă, Emil Boc stop la cravată și... Îl păcălește acolo pe Klenic, care nu reușește preluarea. 1-0 pentru Emil Boc. România câștigă acest match blitz între Emil Boc și Camil Klenic. Imnul de stat al României, Deșteaptă-te Române, dă greutate solemnă acestei festivități.
din nou referire la premiera Clujului, care prin această ediție de seniori a campionatelor mondiale deține întreaga galerie a competițiilor organizate juniori, fete și seniori. Avem o echipă care vrea să schimbe niște mici cu voi pe teren, împreună cu voi, evident. Este echipa continuată de fotbal a României. Imprimându-se cu inată de noi pe cei de la CFR Cluj-Napoca. CFR Cluj-Napoca, echipa de fotbal, campioana țării, este reprezentată aici de câțiva dintre jucători, Arlauschi, Sobrani, Camora, iată-l pe portarul Arlauschis și văd că era un foarte bun jucător, s-a transferat la Voluntari, poate că vom avea la un moment dat un meci CFR Cluj Voluntari. A servit bine Arlauschis, sunt 5 jucători, va fi un meci debalansat așadar din punct de vedere al raportului de forțe, 3 contra 2. Campionii clujeni care, în conformitate cu organigrama Ligii Profesioniste de Fotbal, vor juca pe 22 decembrie ultima partidă a anului în sezon, derbiul cu FCSB, probabil pe Arena Națională, dacă stadionul respectiv va putea să găzduiască meciuri. Djokovic, nu tenismenul care se află la turneul campionilor de la Londra, ci croatul care joacă mijlocaș la CFR Cluj, a lovit acolo balonul cu capul. Iar eu sper, prieteni, să pot face așa un fel de comentariu combinat între fotbal și fotbal. Nu mai este cazul, pentru că reprezentanții CFR-ului clujean s-au retras de pe teren, nu înainte de a-i felicita pe componenții echipei naționale a României. Frumos aici momentul în care o echipă emblematică totuși a României, CFR Cluj, campioana în exercițiu, predă sceptrul de valoare, să zicem, și încurajează echipa națională de fotbal a României. O poză cu jucătorii de la cele două echipe intercalați. Ce frumos! Este o poză de colecție pentru fotbalul românesc și pentru sportul românesc. Chiar dacă momentan fotbalul nu are recunoaștere oficială din partea Ministerului Tineretului și Sportului, Ministerul de Copil, mai important este, zic eu, că atâta lume se uită la meciuri, participă afectiv și numai la campionatele mondiale organizate la Cluj-Napoca și transmise în direct de către Lux Sport. Omrani este mai jucăuș, iată-l rămânând în teren cu un conațional de-al său, unul dintre oamenii din Naționala Franței. Bilel Omrani ține cu Olympique Marseille, atunci când are timp se uită la meciurile din Liga ale acestei echipe foarte iubite de altfel în hexagon. Și iată-l pe Bilel Omrani reușind să scoată această minge. Alergă bine, dă peste fileu din nou. Este alergat acolo de către francez. Frumos, Bilel Omrani dă mâna cu adversarul său peste fileu. Noi cred că ne pregătim și de un mini-studio cu Sorin Bogdan, care urcă la tribună. Să se concreze mingea, fără a atinge fileul.
Bun găsit, prieteni! Suntem la sala polivalentă din Cluj-Napoca, alături de președintele Asociației Footnet România, Sorin Bogdan, obosit după atâtea eforturi pe care le-a depus premergător campionatelor mondiale de footnet, care se organizează într-o locație specială, cred că este cea mai mare sală în care s-au organizat vreodată mondiale de footnet. Domnule Sorin Bogdan, bună seara! Bună seara tuturor! Într-adevăr, este cea mai mare sală în care s-a organizat până acum o astfel de competiție și suntem bucuroși să fim gazda unei astfel de competiții la care participă 19 țări. Am văzut că Emil Boc a primit un fel de plachetă omagială pentru că, iată, Clujul intră într-un club special din care nu mai face parte niciun alt oraș. Prin această ediție de mondiale de seniori, Clujul are întreaga galerie acoperită, pentru că în 2015 au fost mondiale tot la Cluj de fete și de juniori. Prima ediție de campionate mondiale pe care am organizat de la Cluj a fost cea de juniori și de fete în anul 2015. Pentru noi a fost un început și astăzi această ediție de campionate mondiale culminează o muncă de 3 ani. Intrăm în acest moment într-un club select, ca să spun așa, fiind prima localitate din lume care organizează ambele competiții mondiale de footnet. Ce înseamnă footnetul pentru România și personal pentru Sorin Bogdan? Pentru mine personal înseamnă ambiția de a dezvolta un sport care poate fi foarte interesant în primul rând pentru copii și pentru tineri, deoarece este un sport frumos, un sport foarte dinamic și este o alternativă foarte bună altor sporturi care se practică puțin mai greu. Pentru România, footnet înseamnă foarte puțin astăzi, deoarece puțin cunosc denumirea de footnet și vrem să le spunem pe această cale că footnet este varianta internațională a sportului cunoscut în România ca tenis cu picior. CFR Cluj a avut reprezentanțe aici, am văzut o poză superbă cu campionii României la fotbal intercalați alături de membrii echipei naționale de footnet a României. Complementaritatea între cele două sporturi este evidentă. Da, ne bucurăm mult pentru că cei de la CFR au acceptat să fie alături de noi în acest moment festiv. Iar noi promovăm de asemenea footnetul ca o metodă complementară de antrenament, în primul rând pentru tinerii fotbaliști, și spunem noi că prin practicarea footnetului jucătorii de fotbal își cresc foarte mult abilitățile tehnice. Emil Boc l-a învins în meciul Blitz pe Camil Klenic, i-a câștigat acea minge, a fost ceva fantastic, inedit. Da, este la a doua experiență de genul acesta, domnul primar. A fost în Gheorgheni, nu? Mai fost în Gheorgheni acum 2 ani. Ne bucurăm foarte mult că domnul primar acceptă aceste provocări, pentru că totuși fi în fața publicului spectator și telespectator. Stopul pe cravată a ieșit. Da, a ieșit. A fost bine făcut nodul la cravată și mulțumim foarte mult pentru faptul că de fiecare dată domnul primar este amabil și este alături de noi și intră în jocul nostru să promovăm acest sport. Municipalitatea clujeană a ajutat la organizare? Fără ajutorul municipalității clujene era imposibil să organizăm acest eveniment. Am fost ajutat din toate punctele de vedere, atât financiar, atât cu organizare, publicitate, absolut tot ce a putut să facă primăria pentru noi. Și tocmai de aceea spunem că nu este un eveniment al Asociației de Footnet, este un eveniment al Clujului. Lux Sport, 12 ore de transmisiuni directe de la campionatele mondiale, este și acesta un record pe care îl stabilim împreună, nu? Este un record pentru că nu este totuși foarte greu să avem un record, ca să spun așa, în acest sport. La această ediție de campionate mondiale s-a vândut primul bilet la o astfel de competiție. Este pentru prima dată când o astfel de competiție la acest nivel este 12 ore live la TV, iar noi avem deja o colaborare veche cu Look TV. Sunt deja mai mult de 2 ani de când colaborăm activ și mulțumim foarte mult Look TV pentru sprijinul acordat. Ce performanțe sportive așteptăm de la echipa națională a României? Ultima întrebare. Performanțele nu sunt pentru noi pe primul plan, deoarece masa de selecție pe care o avem la dispoziție este foarte mică. Dar bineînțeles că băieții vor da tot ce pot să obțină rezultate cât mai bune.
trebuie să ținem cont că noi concurăm cu Cehia, care are peste 1000 de jucători, concurăm cu Slovacia, care joacă în campionatul ceh, avem Coreea de Sud, care au 4 milioane de practicanți, este foarte greu să ții pieptul cu ei și celelalte țări au jucători buni. Dar, cum spuneam, scopul principal al acestei ediții de campionate mondiale organizate la Cluj este promovarea acestui sport și ne dorim ca publicul din România să vadă frumusețea acestui sport și să-l înțeleagă și mai mult să facă legătura între denumirea de footnet și sportul în sine. Mulțumim frumos, domnule Sorin Bogdan. Pe parcursul acestor zile de transmisiuni, cu siguranță veți mai veni în studioul amenajat aici, la tribuna oficială a sălii polivalente. Mult succes transmiteți din partea noastră echipei naționale a României. Mulțumesc frumos!